Satul om de afaceri, Renato Osată, i-a repartit cu act în regulă. Ministerul Justiției a înregistrat astăzi formațiunea politică Partidul nostru, care a fost redenumit acum o lună. Decizia Ministerului vine după ce, în urmă cu un an, fostul ministru al Justiției, Oleg Efrim, a refuzat să înregistreze formațiunea, invocând faptul că partidul a încălcat prevederile propriului statut atunci când a decis organizarea Congresului. De cealaltă parte, o a declarat atunci că este o decizie politică și va acționa judecat în judecată Ministerul Justiției. Fostul șef de la Justiție nu are răspuns la telefon pentru comentarii. Amintim că Partidul Popular Republican a decis acum o lună să modifice denumirea formațiunii în partidul nostru. Tot atunci Renato Usate a fost ales președinte al partidului.